Și tot o poveste de viață, de data aceasta nu una fictivă. Un grav incendiu a afectat în mare măsură mănăstirea Turnu din județul Prahova. Situat la câțiva kilometri de ploiești, așezământul se află într-un spațiu bogat în vestigii arheologice și arhitectonice de patrimoniu, printre care se numără și singura actitorie certă a domnitorului Vlad Țepeș. Mica așezare Târgușor a fost vremea de mai multe veacuri, o însemnată cetate de scaun, de care se leagă nu doar numele lui Țepeș, ci și al voievozilor Neagoe Basarab, Antonie Vodă și Constantin Bâncoveanu. Actuala mănăstire a fost reînființată în 1997, dar ceea ce s-a clădit cu greu într-un sfert de veac, focul a distrus în câteva ore în ziua de 6 iunie. Corpul de chilis, la tronului și trapeza au ars ca niște torțe, făcându-se scrum. Situația este dramatică cu atât mai mult cu cât mănăstirea adăpostește și un așezământ social pentru copii. Acum, orice manifestare de solidaritate este binevenită. Se află alături de noi pentru a ne împărtăși din experiențele lor legate de acest loc sacru, domnul Ștefan Ruxanda, actor și regizor, și doamna Marina Trifina, director al așezământului social pentru copii. Bună seara! Bună Bine seara. ați venit! Nu v-am găsit! Ați mai fost, nu? Pentru a vorbi despre proiectele culturale pe care le-am da, acolo. Da, am fost, nu vine să cred că acum câteva luni, am venit exact în acest studio să povestim despre un spectacol pe care îl jucam atunci. Încercam să strângem bani pentru așezământul Leagă Prins de Stele și acum. Venim să povestim despre acest eveniment nefericit care a avut loc pe 6 iunie. Ce se poate face? Care este situația de acum? Mănăstirea poate fi reconstruită? Da, încât... da, da. Poate fi reconstruită, va fi reconstruită. Noi cu toții sperăm că va fi reconstruită mai repede decât s-ar obișnui în astfel de cazuri. Activitatea, bineînțeles, se desfășoară pentru că biserica însă nu, nu a fost afectată de incendiu Leagăn prins de stele, centrul social, nu a fost afectat Pentru că vorbim despre unele construcții care sunt separate de spațiul în care a avut loc incendiul Din păcate, evenimentele culturale nu se mai pot desfășura Și aici trebuie să vă spun că Mănăstirea Turnu a devenit un centru cultural în ultimii trei ani Adică, nu numai pentru județul Prahova, nu numai pentru așezământul ăsta de lângă Ploiești, ci în zona de sud a României și poate chiar la nivel național, acolo s-au desfășurat câteva evenimente care puteau sta foarte liniștit alături de mari centre culturale din țară. Adică au fost spectacole, au fost concerte, ateliere pentru tineri, ateliere pentru copii, ateliere pentru părinți, în ceea ce era cândva sala tronului și astăzi nu mai există, în aer liber, în momentul în care se putea, a fost un refugiu pentru foarte mulți oameni în perioada de pandemie, pentru că, în, știți, în pandemie nu se puteau desfășura evenimente culturale, iar la Mănăstirea Turnu, iată, erau aceste evenimente în aer liber, pentru că spațiul permitea. Iar în momentul în care, să spunem, la Ploiești sau la București, erau nu știu câte cazuri și sălile erau închise, la Turnu se puteau ține spectacole. Și asta nu este puțin lucru. Adică Mănăstirea Turnu, dincolo de lucrarea asta duhovnicească, a avut o lucrare nemaipomenită din punct de vedere cultural. A ținut... Actul cultural, artistic, viu, într-o perioadă în care uh, nu știam când vom mai reveni pe scenă. Și toate astea au avut un dublu scop. Odată, uh, acest scop de, de, bucu, de bucurie, de uh, înfrumusețare sufletească pentru, pentru public, dar mai ales de strângere de fonduri pentru acești copii nevoiași despre care poate să vă spun mai mult. Cum să, să întreb cum sunt copiii și ce anume mai puteți face pentru strângerile de fonduri pe care le aveți în anterior când existau aceste proiecte. Da, mănăsirea are acest așezământ social pentru copiii, la gând de stele, dar desfășoară, cum bine spunea Ștefan, și activități pentru copiii care au posibilități materiale sau copii care sunt din comunitate și își petrec timpul în cadrul mănăstirii, în cadrul atelierelor pe care le desfășurăm. Cumva copiii instituționalizați de care ne ocupăm la Leagăt Prins de Stele sunt împreună copii din comunitate. Nu facem diferențe și organizăm ateliere și activități pentru, pentru toți, pentru toți copiii dacă este suficient. Și această atelieră mai se poate desfășura acum? Din păcate nu. Din păcate nu, pentru că în sala tronului, sala de evenimente, nu mai există și nu mai avem cum să ne desfășurăm activitățile. În trapeză, iarăși, este locul unde se lua masa, dar este și locul în care organizam atelierele de nutriție, pentru că era locul în care bucătăream, le, le spuneam noi. Și atunci, din păcate, nu ne mai rămâne acest spațiu, dar noi suntem aici tocmai pentru a apela la bunăvoința și suportul tuturor telespectatorilor pentru a face, cum spunea un, un copil de la noi, să facem și mai frumos decât a fost. Cred că. Noi suntem puși acum la o încercare, este o încercare de a, de a dovedi cumva că putem să facem și mai bine și atunci avem organizat pentru această strângere de fonduri un link pe pagina de Facebook a mănăstirii, mănăstirea Turnu Prahova. Se poate accesa linkul sau pe donații.turno.ro este site-ul pe care l-am construit, este pagina prin care se poate dona extraordinar de simplu. Vorbim de donații orice sumă, de bani, nu contează indiferent cât de mică sau mare este. Este un punct de la care noi plecăm, pentru că știm cu toții: mic cu mic se face mare și Așa împreună putem să sprijinim un loc istoric, o lui Vlad Țepeș, dar putem să ne ajutăm viitorul, pentru că vorbim de copii, vorbim de educația lor, pentru că nu facem doar ateliere în care învățăm, nu știu, să gătească, facem pregătire sistematică, sunt profesori, voluntari, din, de la liceele foarte bune din, din oraș, care vin și fac pregătire cu copii. Și acest lucru se, se întâmplă și în acest moment? sau? Nu acest se... lucru nu, nu se mai întâmplă. Am luat o pauză cât ne permite vremea. Vom desfășura o parte din activități în aer liber, pentru că mănăstirea mai are în zona ruinelor romane un spațiu acoperit unde Putem desfășura aceste activități, dar, din păcate, perioada verii este destul de scurtă, și atunci trebuie să ne grăbim cu partea de reconstrucție a sălii de evenimente. Pentru că acest spațiu pe care noi ne-l dorim, reclădit, unde desfășurăm aceste activități, este un spațiu destinat, cum spuneam, copiilor, fără posibilități materiale copiilor care au nevoie de, de sprijin în procesul de educație și cred că până la urmă vorbim de un sprijin al tuturor telespectatorilor în viitorul țării. Și dumneavoastră care sunteți regizor și ați montat uh, și spectacole pentru a aduna fonduri pentru acest uh, intenționați cumva ca aceste spectacole să aibă loc și în alte spații în acest timp pentru a aduna da. fonduri? Da, da, da. Noi am, am pornit un proiect, cred că în ianuarie sau februarie a venit o idee ca anumite spectacole să fie jucate prin țară, iar după spectacol să anunțăm că nu cerem bani, dar vrem ca oamenii din sală, indiferent din ce oraș ne-am fi aflat, să aibă la cunoștință, să știe că la Mănăstirea Turne există acest leagăr prins de stele și această lucrare extraordinară. Acum am schimbat proiectul, ideea, în sensul în care vom juca, bineînțeles, spectacole pe care le avem noi în repertoriu, dar la sfârșit vom anunța că a avut loc acest incident, acest incendiu și că mănăstirea trebuie refăcută. Pentru că, până la urmă, nu e vorba doar de generația asta, adică de noi cei care ne uităm la aceste ruine astăzi, viitoare ziduri. Și este vorba de o ctitorie care va rămâne și după noi. Și sperăm ca, eu știu, undeva în viitor, cei din viitor să se uite la, la această etapă, la această pagină de istorie, ca la o lecție, că oamenii s-au mobilizat și au reușit să refacă ceva într-un timp foarte scurt. Proiectul este deja început, adică așteptați acum invitații de la teatră să vă găzduiască sau aveți deja... Uh... Noi avem deja câteva proiecte în desfășurare. Perioada de vară, de obicei, pentru teatru înseamnă o perioadă de pauză. Dar avem deja în iulie două spectacole programate pe care le vom anunța exact în acest sens. Avem și un newsletter pe care îl trimitem din când în când, un podcast. Noi suntem o companie privată care mergem în colaborare cu Mănăstirea Turnu. Și deja am anunțat uh, cam toate activitățile legate de, de mănăstirea Turnu în acest sens. Adică noi jucăm spectacolul, dar vă rugăm să aveți în vedere că s-a întâmplat acest lucru la mănăstirea turnu și că e nevoie de ajutorul vostru. Și uh, concret care sunt primele spectacole care vor avea loc pentru mănăstirea turno? Uh, deocamdată avem programat micul Prinț, spectacol pentru oameni mari în uh, București, pe 21 iulie, cred. S-ar putea să mă înșel, dar ceva de genul ăsta. Și sperăm cât mai repede, în aer liber, tot la Mănăstirea acolo, dacă ne permite vremea să jucăm și acest spectacol și altele, să le organizăm, tocmai să aducem oamenii să le oferim ceva pentru bunăvoința lor. Adică câteva ore de spectacol, de încântare, de bucurie, de act artistic. Ați avut deja spectacole în care ați făcut apel la donații? Cum au reacționat pentru momentul oamenii? Dacă ați avut reacții. Vis-a-vis um, de, de, -vis de, de acest incendiu. incident, n-am apucat, pentru că, mă rog, lucrurile s-au desfășurat așa cum s-au desfășurat, dar în trecut am, am avut astfel de experiențe și oamenii sunt foarte bucuroși să participe. Pentru că își dau seama că nu lucrează sau banii respectivi nu se duc neapărat, cum să spunem, în niște programe incerte, abstracte, fără nicio finalitate când lucrez pentru niște copii care sunt aproape, nu neapărat goniți, dar pierduți așa între centre de plasament, între case de copii, nu știi care e soarta lor, parcă îți vine să-i ajuți cumva. Nu poți să iei acasă, dar măcar pentru donație știi că ceva se întâmplă. Pentru că nu vă amintiți eu foarte concret acum datele. Unde da. pot cei care sunt interesați să vă دەstopeți? Cel mai bine pe dată? pagina de Facebook a Mănăstirii Turnu, Mănăstirea Turnu uh, Prahova, Facebook sau turnu.ro sau cel mai uh, ușor pe donații.turnu.ro, iar uh, site-ul nostru este rednosociety.ro. Vă mulțumim pentru prezența și vă dorim mult mult succes cu. Noi vă mulțumim.